Bine v-am găsit la rubrica Dentist de Top. Se observă o incidență crescută a bolii parodontale, acea afecțiune cronică a gingiei de tip inflamator, care, netratată, duce la pierderea dinților. În trecut, parodontoza era considerată ca fiind specifică vârstnicilor. Acum, oameni tineri de 30-40 de ani au semne de boală. O să aflați imediat ce este, de fapt, boala parodontală, ce simptome o trădează și cum poate fi tratată eficient în funcție de stadiul în care este diagnosticată. Boala parodontală face parte din seria celor mai grave afecțiuni care apar la nivelul cavității orale. Pentru a înțelege această boală, trebuie să cunoaștem cauzele, simptomele, cum poate fi diagnosticată și în ce constă tratamentul. Boala parodontală este o afecțiune caracterizată prin inflamația și infecția la nivelul gingiilor. Aceasta este determinată în primul rând de placa bacteriană, adică lipsa igienei dentare duce la acumularea plăcii bacteriene în imediata proximitate a gingiei și implicit duce la inflamarea acestora. Care sunt semnele bolii parodontale? În primul rând vorbim despre o gingie modificată de culoare, roșiatică, chiar violacee, și de asemenea observăm pe alocuri și retracția gingiilor. Un alt semn al bolii parodontale este un gust neplăcut din cauza acelor infecții prezente la nivelul gingiilor și de asemenea vorbim și despre mobilitatea dinților, adică observăm că dinții se clatină, popular vorbind. Acei dinți în stadiile avansate nu pot fi folosiți la masticație pentru că au o mobilitate accentuată și atunci când încercăm să mușcăm pe ei, doare destul de tare. Un alt semn al bolii parodontale este disfuncția estetică, adică observăm că dinții migrează, se mișcă și mai ales dinții frontali par evazați, adică apar niște spații la nivelul dinților din față. Dacă la început boala este silențioasă, în momentul în care apar semne evidente, precum cele menționate, omul se alarmează și se hotărăște să meargă la consultație, unde medicul constată stadiul bolii. Un stadiu mai avansat de evoluție a bolii parodontale este atunci când observăm pe radiografie sau pe computerul tomograf retracția osoasă. Retracția osoasă este însoțită de cele mai multe ori și de retracția gingiilor. Observăm cu ochiul liber atunci când ridicăm buzele și observăm acele rădăcini dezgolite. Stadiul cel mai avansat al evoluției bolii parodontale este mobilitatea a unui sau mai mulți dinți. Putem vorbi în cazurile extreme și de mobilitatea întregii danturi, ceea ce determină cele mai multe ori extracția acestora. În funcție de stadiul bolii parodontale, medicul stabilește conduita terapeutică. În stadiile mai avansate, intervine medicul parodontolog, care face examenul clinic, evaluează susținerea dinților în os și apoi recomandă tratamentele. În situația în care medicul parodontolog constată că boala parodontală este într-un stadiu mai avansat, acesta va aplica ca metodă de tratament curetajul parodontal. Ce înseamnă asta este de fapt că vine cu niște instrumente speciale și curăță foarte bine tartul care se află sub gingii. Ca metodă adjuvantă la această tehnică folosește și laserul dentar. Laserul dentar are menirea să facă o sterilizare adițională sub gingie, eliminarea tuturor bacteriilor din acele locuri care cauzează această inflamație și de asemenea poate fi folosită ca o metodă de stimulare a circulației la nivelul gingiilor. Ca tehnică modernă de tratament în aceste etape intermediare ale bolii parodontale poate fi folosită și plasma pacientului. Tehnologia factorilor de creștere presupune de fapt recoltarea unei cantități minime de la pacient de sânge care este centrifugat și ulterior acele produse rezultate prin centrifugare se aplică la nivelul gingiilor și determină prin acțiunea acestor factori o revitalizare a gingiei și o însănătoșire a sa. Atunci când dinții afectați nu mai pot fi salvați, medicul recurge la extracție. În cadrul unei singure intervenții fără durere, deoarece pacientul beneficiază de sedare conștientă, sunt efectuate extracțiile dentare. Sunt inserate 4, 6 sau 8 implanturi și se face adiția osoasă. A doua zi, pacientul primește o lucrare provizorie pe implanturi. Lucrarea va rămâne până la vindecare, care durează între 4 și 6 luni. În tot acest timp, pacientul poate interacționa cu alte persoane fără să se jeneze și poate consuma hrană de o anumită consistență.
Pacientul nu este invalidat total atunci când se recurge la extracția tuturor dinților și poate să-și mențină activitatea socială fără probleme cu ajutorul acestei lucrări provizorii. Există speranță și zâmbet și după boala parodontală. O spun chiar pacienții care au acum o dantură funcțională după ce parodontoza a devenit doar un vis urât. Cu mulți ani în urmă, eu am avut o parodontoză, am rămas fără dinți și am fost nevoie să pun placă sus, placă jos, acum 15 ani, știu. Și cea de jos mănecăjea foarte tare. Nu puteam să mănânc, juca, în sfârșit nu se putea fixa nici cu adezivul respectiv, nici cu nimic. Și atunci am luat hotărârea să-mi fac implanturi. Problema la mine era că am diabet. Și atunci mi-era foarte teamă, adică stomatologia, tehnica a avansat și înainte nu se puteau face implanturi la cei cu diabet. La început mi-a fost puțin teamă, pentru că n-am mai avut nicio intervenție chirurgicală până la vârsta mea. Și asta a fost prima, dar a fost foarte, foarte, nici n-am crezut că în 20 de minute, jumătate de oră, scăp cu anestezia respectivă și totul a fost foarte bine. Acum sunt provizoriu, dar e ok. E chiar foarte bine. În două zile, cred că, nici n-am avut dureri după, în două zile, cred că s-a închis și bine, mai am, mă doreau firele care erau și până le-am dat jos. Acum sunt ok. Așteptăm să treacă cele 4 luni sau 3 luni cât au mai rămas, putem îi pune pe cei definitivi. În momentul respectiv sunt cu lucrare provizorie în gură, mă simt foarte bine și cu ea și aștept să mi se pună cea definitivă. Am avut o experiență foarte plăcută la dumneavoastră, chiar surprinzător de plăcută și deja am recomandat-o foarte multor prieteni și cunoștințe. Am auzit lucruri de genul, nu există limită de vârstă pentru a-ți pune implant dentar sau, la bătrânețe, nu mai poți pune implant din cauza că nu prinde. Ei bine, acestea sunt doar mituri. Adevărul este că există o vârstă minimă pentru a primi implant dentar, teoretic 18 ani. Sunt și factori care influențează creșterea și dezvoltarea adolescenților, așa că momentul în care poate fi aplicat implantul diferă de la caz la caz. Până la vârsta optimă pentru implant, se acționează cu tratamente ortodontice. În același timp, nu există o vârstă maximă limită până la care implantul dentar este recomandat. Dimpotrivă, este tipul de tratament larg utilizat în cazul pacienților vârstnici, cu condiția să aibă o stare generală de sănătate care să permită intervenția. Ne revedem săptămâna viitoare cu noutăți la Dentist de Top și rețineți! Oricine merită să zâmbească.